Hei, salut oameni buni! Numele meu este Viorel și în videoclipul de azi am să vă arăt cum puteți lua arcul exotic în Destiny 2 denumit Wishender. Înainte de a merge mai departe, trebuie să știți câteva chestii, da? Ca să puteți lua arcul, trebuie să aveți Forsaken cumpărat. DLC-ul Forsaken cumpărat și să ajungeți la un minim power light de, hai să zic, 570, e posibil cu o echipă. Și desigur să terminați cu Forsaken, cu campania Forsaken, pentru că na, atunci logic o să aveți și un power light destul de suficient pentru a intra în dungeonul Shattered Throne. E un dungeon, o misiune destul de grea, se poate face și solo, dar e preferabil în echipă. E un dungeon, alții zic un fel de mini raid, poate că e, care apare la rotație odată la 3 săptămâni, atunci când blestemul în Dreaming City este cel mai puternic. Bun, în primul rând, ca să ajungi la Shattered Throne, trebuie să mergeți pe Dreaming City. Ați ajuns la spawn și, după cum ați văzut de când am început eu să vorbesc, urmați traseul pe care l-am început eu. Așa, ajungeți în Spine of Keres. Ignorați-i pe mobii ăștia, n-au nicio treabă cu noi. O să ajungeți la acest pod și o să trebuiască să vă dați imediat în dreapta jos. Așa, mai faceți o dată dreapta. Și o să trebuiască să intrați în acest portal. Aici luați stânga și vă continuați traseul. Chestii despre arc care poate știți despre el, poate nu știți. E un arc cu care spargi cristalele sau ouăle, cum vreți să le spuneți. Din Dreaming City, poate că le-ați observat voi și unul e, de exemplu, acolo în stânga, cum îți dai la spawn în Dreaming City și poate că ați încercat să trageți în el și v-ați întrebat ce dracu e, dă imun când am tras. Nu se poate sparge, nu se pot sparge acele ouă sau cristale numai cu acest arc. Și e foarte bun și în PvP, am înțeles, pentru că în momentul când ții de sfoara lui tras, să zic așa, când îl ții întins, poți vedea prin pereți. Bun, în primul rând, va trebui să intrați în Shattered Throne. Ok. O să ajungeți la acest. Nu o să fac spoiler, acesta nu este un videoclip în care să vă spun cum să parcurgeți Shattered Throne-ul. O să ajungeți la o statuie. Este statuia de după al treilea encounter, de după lupta cu ogre. O să trebuiască să-i dați aici approach. O să mai zic ea unele chestii și în stânga la ecran o să vă spună New Mission Available. Ei, această misiune nu o să vă apară niciunde pe mapă, dar ea este normal pe Tangle Shore, în dreapta la Four Horn Gulch. Și va trebui să mergeți acolo. Nu o să vă fac spoiler nici la misiune, nu o să vă arăt doar finalul. E aici în dreapta, de aici pornești misiunea, e un prompt cu semnul întrebării și zice prove yourself și o să poți să-i dai interact și o să trebuiască să termini misiunea. Eu am să sar aici direct la final cu echipa mea, pentru că v-am spus, nu vreau să vă fac spoilere. Și după ce îi bați pe ăștia trei boși, sunt trei boși la final. Noi am avut aici mici dificultăți, să zic așa. O să primești aceste trei talismane, da? Sau medalioane, cum vreți să le spuneți. Bun. Fiecare din ele vor trebui să fie încărcate. Încărcate în ce sens? Bine, noi le spunem încărcate, completate, cum vreți să le spuneți voi. Va trebui să mergi din nou în Shattered Throne. Trebuie să parcurgi același traseu cum ne-am arătat prima oară ca să ajungeți acolo.
Așa, deci ați intrat în Shattered Throne. Ok, mergeți până la primul encounter. Treceți de primul encounter și o să ajungeți la această statuie pe care stau eu, da? Acolo unde arăt eu acum e o bilă, da? Care va trebui plasată sau pasată, eu știu. Se poate duce și singură, de unde v-am arătat eu, până la următoarea clădire unde a fost coechipierul meu, Philspad, o să vă arăt acum. Se poate pasa de la unul la altul, da? Acest bol, bilă, știu cum vreți să-i spuneți, până la acolo în față, pe cupola aia, pe clădirea aia. Noi am avut aici mici neînțelegeri, care cum, de la cum, de la care cui să-i o pasăm, dar mă rog, până la urmă am rezolvat. Și un mic fail, să zic așa, pentru că Andrei, cu echipierul meu, pare să că e mai greu la prindere. Primire e ok, la pasare a ratat-o din prima. Bun, scopul este să ajung acolo pe următoarea clădire unde este Philspad cu echipierul meu și mai departe o să vedeți imediat, numai întâi să și ajungă bila acolo. Da, bună pas, Andrei. Bună pas. Pe sus? Pe sus. Păi un pic am stat. Acolo unde se află Philspad e o statuie cu mâinile întinse, să zic așa, care așteaptă să primească ceva, dar e fără bilă. Această bilă va trebui dusă acolo și pusă în mâinile statuii. După ce se pune acea bilă, acolo vor apărea doi boși. După cum vedeți acum, vor apărea doi boși care vor trebui uciși. Asta e primul și pe aia va apărea al doilea. Bine, aici eu m-am apropiat prea mult de el și au obiceiul să dea slime-ul ăsta nenorocit și aproape că m-a dat cu capul de dormeză. Așa, după ce le-ați omorât ăștia doi boși, în stânga vă va apărea primul medalion. Vedeți că e puțin schimbat așa, are o gaură în mijloc, ca, din care este un fel de rază de aură. Atunci știți că este primul medalion încărcat. Bun, mai departe urmează următoarele două. Al doilea. Vedeți diferența, nu? Bun. Bun, mai ajungem mai departe la zona asta cu grinzi, hai să le zicem grinzi, unde vor apărea nenorociții ăștia de ogri, de grăsani, obezi, nu? Ar fi mai corect. Ce vă recomand e să mergeți până la capăt, adică ar fi normal traseul de aici în stânga, să o luați, să faceți clear în toată încăperea asta, pentru că dacă continuați așa, pentru că dacă, pardon, virgulă, continuați așa, o să aveți mici dificultăți și o să vă tot arunce de pe grinzile astea. Bun, aici va trebui să luăm două bile, da? Una este în încăperea asta, cum am fost adineauri la intrare, în dreapta, la primul stâlp, dacă nu mă înșel. Și nu cred că mă înșel, aici am avut puține dificultăți de memorie, să zic așa. A zis că e la stâlpul ăsta, de fapt nu e. Statuie, na, mă rog, cum vreți să-i spuneți. Bun, aici este prima bilă. Doar că pentru a încărca al doilea medalion vor trebui duse două bile și va trebui ucis și un boss. Aici, dacă vreți, puteți să-i o pasați la cu echipierul dumneavoastră.
în caz că jucați cu o echipă. Dacă nu puteți merge și fizic, să zic așa, personal, să băgați din nou statuia la bila la statuie, pardon. Ce mai tu? Mai gata. Că mai chema ce mai așteptat degeaba. Mă simt useful. Bine, aici feels bad, a insistat el că m-a văzut că vin eu personal și a zis că după ce dracu mai stă acolo, dar na, fie. Am zis că planul mai e să nu o fac să se Mergem simtă amândoi chiar acolo? inutil. Bun, deci asta este prima bilă pentru încărcarea al doilea talisman, medalion, cum vreți să Avem spuneți. obiceiul, nu? Mai departe, mai trebuie o altă bilă care este aici la capăt. Va trebui să trecem de toată zona asta cu grinzi, puțin mai în față, jos. Va fi o zonă slow, adică în sensul că după ce intri, nu o să poți să faci mai nimic. Dacă o să fie troll din aia nenorociți care alergă după tine și sunt slăbănoși, dar sunt mulți. Și va trebui cumva să sari așa tot timpul și cu echipierii tăi să te apere, pentru că va trebui să care aici o bilă care este cum intri exact în dreapta. După cum vedeți, aveți debuff-ul la slowed în stânga la ecran. Aici este bila, va trebui să o luați așa și pe aia să urmați traseul pe care îl urmez eu mai Am înțeles. departe. O țineți cumva tot stânga, da? Tot timpul stânga. Și va trebui cumva să vă feriți de trolii ăștia nenorociți. Că nu sunt ei prea puternici, dar numărul lor vă poate surprinde. Bun, veți ajunge aproape de capătul drumului. Aici o luați încă o dată stânga și va trebui să săriți așa, să zic eu, ca într-un, mă Dacă rog, ținem nu e la bilă, unde hău, ajungem? o distanță puțin mai Ținem mare la până jos. Atenție să dați un space, să amortizați din timp. Iar aici în dreapta, cum săriți, e o altă statuie care este cu mâna întinsă. O să apară acolo un Bați-o, depozit bați-o cu interact tare, o să-i cad pe și aia. ăsta este a doua bilă Bați-o, pentru completarea medalionului, dar mai departe va trebui să intrăm pe ușa o asta, să intrăm pe unde, ușa. Dar tot nu se nu vede ușa? asta, deci asta e prima, după aia mai este o Da, ușă mai în față. ce arată de așa. M-a spus eu că adineaori că trebuie ucis și un boss pentru completarea celui de-al doilea medalion. M-a strâns din buci. Dar și-a venit nu că o spărgea. Da, mergeți mai departe. De aici puteți sări până pe mijloc. Este o platformă în mijloc. Așa, toți trei trebuie să fie în mijloc. Sau dacă ești singur, mă rog, doar tu. Dacă ești cu echipă, toți trei să fie aici. Sau o să spameze o tură de mobi, de taken. Ia, după ce faceți puțin curat, o să apară șeful lor. Un boss. Care nu e chiar așa de atacă, recomand să-l omorâți din prima pentru că dă totuși un damage considerabil. Haide, bossulică ăsta. I-am avut Nova Bomb pe mine, i-am dat one shot și ăsta a fost al doilea medalion umplut. Bun, mai departe va fi, v-am spus eu la început, înainte de statuia aia unde vă prezentați prima oară în Shuttle Throne, și dați interact, este va fi o luptă cu ogre. Ei, aici am să vă arăt toată lupta cu ogre. Și scopul este nu neapărat să-l omor pe ogre, pe boss-ul din centru, care va apărea acolo în centru. Pe lângă el va fi un minotaur invizibil, de la care pe el îl omori, iei o bilă, ca celelalte similare de dinainte și aici cum ne coborâm noi în stânga, în față va fi o altă statuie
care va sta cu mâna întinsă și va trebui să îi dai bila. Dar până atunci o să vă pot și o să vă și explic lupta cu ogre. Scopul este ca să le omorâm pe aceste. Vor fi patru vrăjitoare de jur împrejurul lui, de jur împrejurul Ce trage? locului unde stă el. Și dacă le omorâm, o să ne luăm, nu contează care din noi a buff-urile de la aceste bile, sau cum poți să le spui. Da, gata, știu. O să avem în stânga ecranului Petitioner's Mark. De exemplu, acum avem 1 și avem un timer, desigur, pentru că altfel ar fi prea easy. Va trebui să mergem în așa în rotație, ori în stânga, ori în dreapta, și vor trebui omorâte alte 3 vrăjitoare și acoliții ei, să zic așa. Prietenașii ei nenorociți. Encounter-ul e pentru prima oară poate părea destul de greu, dar după vreo 2-3 încercări, să zic așa, nu mai poate fi chiar așa. Dacă aveți ce vă trebuie pe voi, ultimată, abilitățile care trebuie, nu mai poate părea chiar așa de greu. Pentru mine, cel puțin, a fost destul de greu prima oară. Ca de altfel, na, orice lucru nou, să zic așa. Bun, ăsta este al treilea buff. Vedeți acolo în stânga la ecran, Petitioner's Mark X3. Da? Și mai trebuie omorât o singură vrăjitoare. Cu care, să zic așa, încheiați ciclu. Și la urmă veți avea în stânga ecranului, vedeți acum, Bun, nu Petitioner's înțeleg ce Burden. Ei, va trebui trebuie să să... mergeți la unul din alea patru, uite cum e una din asta, Nu înțeleg, console, băi, am legat și în să apă. o banchezi acolo, cum zic eu. E Miguelo? Bun. Scopul este... E și scopul să-l omori pe ogre, dar în prima fază, v-am spus eu de acel minotaur invizibil, va trebui să-l Da. căutați undeva pe exterior, îl omorâți Și? repede, el va lăsa o bilă. Poarta e la mine. Ce Ok. face? Și Da. va trebui să mergeți la locația la care v-am Deci... spus eu unde este acea statuie ca să băgați Deci tu acea trebuie să... bilă, Nu, da? nu, nu, tu stai în well și atât. Aici, aici e Am avut bila, aici să mici mor. dificultăți, că m-am Așa dezorientat e. puțin, dar m-a îndrumat cu echipierul meu. Vedeți această statuie, da? Bun, mai departe, Da. scopul nu este neapărat acum să-l omori pe ogrele mare, ăla Păi din nu, da. centru. Are pe lângă el un mic frățior, să zic așa, un ogre mai mic. Ei, dacă îl omori pe ăla, va fi completat și al treilea medalion, al treilea talisman. O să vedeți imediat. Da, ei, uitați-vă aici, aici l-am găsit. De obicei stă cumva pe lângă el, Unde pe așa lângă mare ogrele este mare. omorât? Pe lângă Morgheth, așa cheamă pe ăsta mare, și iar el stă, uite, ăla, Da. exact ăla, dacă îl omori, desigur, în prealabil să fie omorât Da. Minotaurul, ăla invizibil, și să Da. banchezi bila, ei, ai deja al treilea Medalion. Ok, nu-i luăm, nu-i luăm, nu-i medalion luăm. Da. completat. Bun, acum mai departe, dacă puteți să continuați să faceți din nou același ciclu, pentru Bancarea că va mea? trebui să omorâți și ogrele mare, ok, dacă nu vă simțiți în stare, e în regulă, medalionul rămâne completat, puteți da Am wipe ciudat. Stai, și nu, veți nu, reîncepe mă, din nou nu, același nu, encounter, cu doar că de nu, data nu, nu. asta Dar e în nu o regulă, să mai stai. aveți treabă cu ogrele, ăla micuț și cu medalionul, pentru că e deja completat, și nu va trebui decât să omorâți ogrele și mai departe vă continuați traseul. Va trebui să mergeți din nou până la acea statuie unde ați mers prima oară și să îi prezentați acele 3 medalioane. După aia veți avea arcul. Dacă vreți, puteți să completați mai departe Shattered Throne-ul. Eu aș zice că merită, pentru că e totuși Power for Reward la urmă și vă poate boosta în Power Light. Bun, prietenaș, eu sper că v-am fost de folos. E primul videoclip de tipul ăsta pe la care, zic așa, e un experiment nou pentru mine. Adaug acum live comentarii, să zic așa, și am de gând să fac mai multe în Destiny pentru că m-a prins jocul ăsta de numai. Și ce să vă zic, am și eu un clan, dacă sunteți interesați.
Am să las linkul la clan. Vă rog să citiți acolo. Avem totuși niște condiții de intrare ca în orice comunitate și ce să zic, dacă credeți că sunt pentru voi acele condiții, sunteți bineveniți. Bun, na, hai că eu vă salut și ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!